în bancă, așa cum am stat eu la restaurantul Macedonianu atunci când și-a lansat dumneavoastră cartea. Și tot m-a amânat să vorbesc și tot s-a amânat și am dat asta, m-am răzbunat, mă simt încântat. Da. Mulțumesc tare mult! Bună seara! La mulți ani, pentru că suntem la început de an. Aș vrea să felicit inițiativa domnului Grigoriu, care este legată, se pare, cu ajutorul puterii divine, de ziua de mâine. Deci mâine sărbătorim, 24 ianuarie, și în această horă, în acest lanț uman de sentimente, gândire, idei și haruri cu care suntem înzestrați, să îl punem la loc de cinste domnul Ion Rotaru. Despre mine, ce să vă spun, am o activitate frumoasă. Da. Scot cea de-a noua carte, al nouălea volum de versuri, care se pare că se bucură de succes. Acum lucrez la o antologie pentru copiii de la orfelinat. Eu sunt foarte legată de acești copii. Poate pe undeva, pentru că și eu am avut o viață asemănătoare, dar asta e viața, mergem înainte. Încă o dată, urările mele pentru un an minunat, cu un har deschis, cu lumină în suflet și în gândire. Mulțumesc foarte mult! Doamne.